Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. Discutăm astăzi cu Dan Barna, vicepreședintele Camerei Deputaților din Parlamentul României, vicepreședinte USR și cap de listă al Alianței Dreapta Unită pentru alegerile europarlamentare care vor avea loc acum în luna iunie și prim vicepreședintele Partidului Uniunea Salvați România. Domnule Barna, mulțumesc că ați acceptat această invitație. Iată că este o ocazie în plus de a primi expertiză din partea europarlamentarilor sau din partea, hai să zic, cine știe, poate viitorilor europarlamentari, despre situația din Republica Moldova privind calea în integrării în Uniunea Europeană. Și vreau să vă întreb pentru început, cum definiți colaborarea dintre Chișinău și București la această etapă? Mulțumesc pentru invitație. Este o bucurie să am ocazia să mă adresez moldovenilor și pe această cale, prin intermediul emisiunii dumneavoastră. Eu vin destul de des la Chișinău pentru că este Republica Moldova, este una dintre prioritățile mele, fiind și vicepreședinte al Comisiei de Politică Externă și vicepreședinte al Partidului European ALDE. Am făcut din subiectul susținerii Republicii Moldova în direcția europeană pe care și-a asumat-o prin votul cetățenilor, am făcut o prioritate și atunci, de câte ori am ocazia, chiar peste două zile voi veni din nou și în duminica de peste câteva zile voi veni din nou la Republica Moldova pentru a merge în câteva raioane și a vorbi cu moldovenii, care sunt foarte mulți dintre ei și cetățeni români, a vorbit exact despre acest subiect al cooperării cu România și a perspectivelor europene și a necesității de a avea niște decizii politice înțelepte la alegeri, mai ales acum când avem și alegeri pentru președinta Republicii. Iată că USR, prin reprezentanții săi la Bruxelles, a fost întotdeauna avocatul Republicii Moldova și vreau să ne spuneți, pentru a înțelege cetățenii Republicii Moldova, cât de complicat este să fii avocatul unei țări la Bruxelles, să încerci să promovezi în toate rezoluțiile europene procesul de integrare a Republicii Moldova. Este un proces destul de complicat, un proces de diplomatic care necesită efort? Este o chestiune, în primul rând, de consecvență, pentru că la Bruxelles, care este, să spunem, capitala Europei, concurează împreună toate temele importante, de la pescuitul din țările nordice, la problema energiei, care preocupă acum întreaga Europa, la chestiunea de extindere în Balcanii de Vest, în țări acolo care așteaptă de unele de 23 de ani, vorbim de Macedonia de Nord, de exemplu, care așteaptă din 2001 să devină membru al Uniunii Europene și acum mecanismul s-a blocat pentru că s-a opus întâi Grecia, s-a schimbat numele țării, apoi acum au o problemă cu comunitatea bulgară. Deci sunt o mulțime de teme care toate împreună vin în acel for în Parlamentul European și sunt susținute de voci mai puternice sau mai palide. Ori subiectul susținerii Republicii Moldova este unul pe care colegii mei și europarlamentarul Vlad Botoș și europarlamentarul Eugen Tomac, colegii mei alături de care sunt acum pe lista de viitori europarlamentari ai Alianței Dreapta Unită, și-au asumat această consecvență de a discuta în mod permanent la fiecare dezbatere, la fiecare temă de politică externă unde se vorbește despre extindere, de a pune pe masă subiectul Republicii Moldova. Pentru că acest subiect al aderării Moldovei la Uniunea Europeană a căpătat cumva viteză în contextul războiului. Dacă este să găsim și o, știți că se spune acel silver lining în spatele unui nor negru, tragedia pe care o generează războiul din Ucraina și agresiunea aceasta oribilă a dictatorului Putin și a Rusiei împotriva Ucrainei, a făcut, dacă vă spuneam să găsim și un element pozitiv aici, a făcut ca etapele acestea de apropiere ale Moldovei de Europa să meargă mai repede decât ar fi mers dacă nu apărea acea tragedie. Și cumva putem privi în termen de politică externă și o oportunitate pentru Republica Moldova de a face mai repede acești pași necesari integrării și ulterior aderării la valorile europene și la Uniunea Europeană. Însă, și ăsta este mesajul pe care îl transmit locuitorilor din Moldova, toți, nu doar cei care au cetățenie română,
E foarte important să se vadă o consecvență din partea cetățenilor. Pentru că dacă încep să voteze convinși, păcăliți, plătiți în multe modalități prin care Rusia încearcă să schimbe direcția asta europeană a Moldovei, dacă se lasă păcăliți că ar putea să fie o variantă și spre Rusia, riscul să se închidă această poartă europeană crește foarte mult. Pentru că în cele din urmă și decidenții politici se uită la ce transmit cetățenii și transmit ținea dinspre cetățeni, ca să spun așa, înseamnă votul lor. Și de asta încurajez să o susțină pe președinta Maia Sandu, să susțină guvernarea pro-europeană, pentru că este șansa reală pe care o are Moldova să iasă din zona asta de blocaj, de incertitudine, care a fost ținută mulți zeci de ani după 89, după căderea comunismului. A fost multe perioade în care era hai să încercăm și luntre și punte, știți cum e în proverbe. Ori miza e una foarte mare și în acest context, alegerile acestea de pe 9 iunie, alegerile europarlamentare, acum mă adresez celor care sunt cetățeni români și cetățeni români, au buletin și de România, sunt foarte importante din același motiv. Alianța Dreapta Unită, care a fost construită în jurul USR, de către președintele Cătălin Drulă, de către președintele Eugen Tomac de la PMP și Traian Băsescu, spatele său, și Ludovic Orban de la Forța Dreptei, am pus împreună toate aceste forțe pro-europene de centru-dreapta modernizatoare în Dreapta Unită, Alianța Dreapta Unită, care este pe buletinul de vot la europarlamentare, și îl încurajez pe fiecare cetățean moldovean, care este și cetățean al României, să meargă să voteze pe 9 iunie, pentru că suntem de departe partidul cel mai pro-european și cel mai activ și asumat susținător al Moldovei și al direcției europene. Într-adevăr, până în prezent, europarlamentarii români, inclusiv prin figura domnului Eugen Tomac, dar și a celuilalt coleg al dumneavoastră, până acum au insistat ca în toate tratatele și rezoluțiile internaționale adoptate la Bruxelles să se regăsească și Republica Moldova. Dar revenind la situația din Parlamentul României, vreau să vă întreb, iată că în iunie se împlinește exact un an de la ședința comună de parlamente de la București și atunci ziceați dumneavoastră că este necesară o acțiune politică inteligentă și hotărâtă din partea Republicii Moldova pentru privind calea integrării în Uniunea Europeană. Au trecut un an. Ce s-a schimbat de atunci și cum vedeți ceea ce se întâmplă la Chișinău? Subiectul acesta al aderării Republicii Moldova se află în momentul de față pe agenda politică internațională. Și asta e realitatea. Am reușit la rândul meu, fiind președintele grupului Parlamentului României la OSCE, Organizația de Securitate și Cooperare în Europa, care cuprinde și state importante, nu doar europene, Canada, Statele Unite. Am reușit la Vancouver, în adunarea de anul trecut, să avem o rezoluție împreună cu doamna Veronica Roșca, președinta Comisiei din Parlamentul Moldovei, să avem o rezoluție despre Moldova și despre această integrare europeană. Iar acum la București, pentru că după 20 de ani, România organizează în 29 iunie, 3 iulie, acum în București, adunarea generală OSCE. Deci, practic, toți parlamentarii țărilor europene, țărilor democrate în sensul în care considerăm democrația astăzi, vor veni la București, vor fi undeva la 5-600 de parlamentari, lideri, decidenți politici, forțe politice în țările lor, vor veni la București și am reușit și avem pe agendă un subiect legat de situația din Transnistria, de drepturile omului de acolo, de funcționarea și de perspectivele necesității de a găsi o soluție și acolo în cadrul Republicii Moldova. În ultimul an de la ședința comună a Parlamentului au existat și știu mai mulți colegi care lucrează, vin, au venit în echipă alături de Maia Sandu și de guvernarea actuală pro-europeană din Moldova, tocmai pentru a aduce acea expertiză despre care vorbeați la început, în sensul de a nu mai face aceleași greșeli pe care le-a făcut și România. Probabil se vor face greșele necesare, cine mult greșește. Dar e important să folosim experiența, datul cu capul de zid de care România a avut parte în propriul proces de aderare până în 2007 și de a face mai repede acești pași. Fosta noastră colegă
a fost vicepreședinte la USR, doamna Anca Dragu, este acum guvernator al Băncii Naționale în Moldova. Este un alt exemplu despre asumarea și susținerea de care se bucură Moldova dinspre USR și dinspre Alianța Dreapta Unită și înțeleg că face o treabă bună, a început acolo acea reformă necesară și stabilizarea instituției. Vorbesc cu ea destul de des despre aceste subiecte. În egală măsură, vă spuneam, ca și politică externă, ținem subiectul de câte ori avem ocazia și peste tot, și eu și colegii mei, unde mergem la evenimente internaționale sau unde se discută la Bruxelles despre perspectivele integrării europene și necesitatea aceasta de susținerea întregului front estic. Până la urmă, Moldova este în momentul de față pe linia frontului dintre NATO și Uniunea Europeană și ceea ce înseamnă și ce vrea să însemne Rusia aceasta agresivă a dictatorului Putin. Deci există un sprijin pe care România... Ați vorbit atunci despre adunarea parlamentară OSCE care va avea loc la sfârșitul lunii iunie, începutul lunii iulie la București. Este așteptată cumva și Rusia? Rusia nu va participa pentru că România, la fel ca marea majoritate a statelor europene, respectă acele sancțiuni asumate la nivel european pentru cei care îl susțin pe Putin, inclusiv parlamentarii care au votat acele decizii prin care a rupt niște părți din Ucraina și a declanșat acest război. Ori, neputând să, și nedorind de fapt ca stat, este o decizie asumată a României și o decizie foarte corectă, să încălcăm aceste interdicții de primire în limitele de frontieră, parlamentarii din Rusia nu vor avea acces pe mecanismul diplomatic al acestor limite, cumva dincolo de strict de organizarea evenimentului OSCE. Ați vorbit despre faptul că România oferă inclusiv resurse umane pentru Republica Moldova în vederea asistenței privind integrarea la Uniunea Europeană. Iată, într-adevăr, și ziceați anterior că în România, în procesul de integrare, a existat un consens politic. Nu era loc de dubii în acest sens. Toate forțele politice s-au unit atunci privind calea integrării la UE. În Republica Moldova nu e chiar așa. Și ce ar trebui să facem în acest sens pentru a da semnal la Bruxelles că vrem să ne integrăm, că eforturile care se depun atât din partea politicienilor moldoveni, dar și din partea și suportul primit din partea UE nu este unul zădarnic. Cum ar trebui să ne consolidăm din punct de vedere politic aici și cum a fost în România? Sunt mai multe nuanțe aici. Eu am participat și la acea adunare Moldova-Europeană din 21 mai de la Chișinău, unde a venit președinta Parlamentului European, doamna Roberta Metsola, președinta Maia Sandu, evident, fiind gazdă. Am fost acolo, am fost alături de Maia Sandu și de acele zeci, sute de mii de moldoveni care au umplut atunci piața din fața Parlamentului. Tocmai pentru a transmite acest mesaj că există un suport popular. Deci sunt două componente. Componenta aceasta politică, de care România a avut cumva noroc într-o zodie norocoasă în care s-a creat o solidaritate atunci la Znagov, a fost acel pact de la Znagov, prin care toate partidele și-au asumat ca direcție strategică de politică externă direcția europeană, în urma acelei decizii fiind posibil momentul din 2007 când România a devenit membra Uniunii Europene. În egală măsură știu că la Chișinău lucrurile nu sunt așa pentru că, cum am zis deja, Rusia investește milioane, am văzut ce s-a întâmplat și la alegerile locale, investește milioane în așa anumite partide satelit, partide inventate, care încearcă să păcălească electoratul naiv sau cetățenii care poate nu urmăresc foarte atent situația politică, să păcălească că, vezi, Doamne, varianta spre Rusia ar fi sau varianta acelei neutralități, acea suveranitate care se vinde și în România și în multe țări din Europa, se vinde această încercare de a spune, Doamne, nu-i problema noastră, ceva între ruși și ucraineni, acolo treaba lor, nu ne băgăm, ne interesează, noi să ne uităm cu nasul la noi în șiret, la noi în buric și să ne vedem de treabă.
este cel mai ticălos mesaj posibil. Pentru că nu există în lumea de astăzi, în care totul este interconectat, în care toate lucrurile se leagă, cei care au, și sunt foarte mulți moldoveni, care au rude, neamuri, membri de familie plecați, care lucrează în Germania, în Anglia, în Italia, în Spania, știu foarte bine că în lumea de astăzi lucrurile sunt foarte legate între ei. Nu mai poți să trăiești așa ca o ciupercă în pădure. Totul depinde, stabilitatea, criza energetică s-a văzut foarte bine, a fost războiul agenat, o criză energetică, a fost necesar ca România să sprijine Moldova pe partea aceasta de gaze și energie electrică în momentul în care a fost acel vârf de risc. Ori toate lucrurile acestea arată că Moldova trebuie să fie parte dintr-o familie europeană. E important ca cetățenii, și asta e mesajul, să susțină acea componentă a politicii moldovenești care crede în direcția europeană, adică președinta Maia Sandu și guvernarea pro-europeană și partidele pro-europene de la Chișinău, tocmai din această dorință, guvernarea construită în momentul de față în jurul PAS, tocmai din necesitatea ca mesajul pe care îl percep cei din Europa să fie unul, da, Moldova vrea să fie membră a familiei europene. Că ziceți dumneavoastră că Republica Moldova are astăzi toată susținerea și nu există în acest sens vreo voce în România care ar zice că nu susține Republica Moldova în procesul de integrare a Uniunii în Uniunea Europeană. Vreau să vă întreb acum despre reforma justiției, pentru că aici există o problemă și o lacună foarte mare a țării noastre. Probabil că a fost aceeași situație și în România acum mulți ani în procesul de integrare. Cum vedeți reformarea acestui sector? Și, nu știu, am văzut, de exemplu, că în România DNA a arătat foarte bine cum trebuie să funcționeze o instituție a statului ca cetățenii să-și recâștige încrederea. În Republica Moldova reforma merge mai greu. Vedem un status quo depus în acest sens. Vedem rezistență. Cum a fost procesul în România și ce trebuie să se întâmple în Republica Moldova ca viteza de reformare a justiției să fie mai mare? Ați spus foarte bine. DNA a arătat cum ar trebui să funcționeze justiția, pentru că din păcate în ultima perioadă nici la noi lucrurile nu mai sunt așa de bune sub pretextul acesta al solidarității corecte și necesare cu Ucraina și susținerea Ucrainei. Avem unele derapaje pe zona aceasta, tocmai prin faptul că PSD, socialiștii din România, s-au unit cu PNL, cu partidul care era în partea cealaltă a spectrului politic, și în momentul de față sunt unele derapaje teribile și la noi în țară. Dar într-adevăr a fost o perioadă și spre asta, adică ideea e să năzuim spre lucrurile bune din România, nu neapărat spre derapajele care se mai întâmplă. Lucrurile necesare țin în primul rând de oamenii care sunt promovați în cadrul sistemului, inclusiv de justiție. Faptul că la un moment dat președintele Băsescu ca să folosesc o vorbire populară, a dat liber la justiție, le-a spus tinerilor procurori, celor care intrau în profesie, celor care terminau facultatea, universitatea și facultatea de drept și intrau în profesie, să-și respecte meseria, să nu se mai lase influențați de influențe politice sau de mesaje politice, a făcut posibil ca timp de mai mulți ani în România să existe o funcționare, să spun, decentă, nu ideală, dar decentă a justiției, astfel încât să se iasă din acea logică pe care o aveam din perioada PSD și la care, din păcate, acum se cam revine, de a face dosare oponenților politici, de a nu urmări adevărații infractori sau de a le găsi diverse scuze sau pretexte. Adică o justiție funcționează dacă oamenii din interiorul ei sunt liberi și își asumă această profesie. Pentru că obediența aceasta specifică Europei de Est, din păcate, că nu e o caracteristică doar de România și Moldova. E o chestiune legată mai largă un pic de zona asta de continent în care ne aflăm noi, de obediență față de politic, poate fi schimbată în momentul în care pui oameni de calitate
în instituții și oameni care și aparțin, oameni care nu sunt legați cu sfor de decizii din altă parte. Cum, dacă România a avut situații similare de menținere a statutului quo în sistemul de justiție și de cât timp a avut nevoie România ca să transforme sistemul? Să știți că problema nu e una legată de timp, pentru că în momentul în care pui chestiunea legată de mesajul politic care vine de la vârful țării, de la conducerea statului, în care oamenii își dau seama destul de repede și instituțiile reacționează destul de repede dacă au o guvernare care funcționează pe acel rule of law despre care se vorbește, de acel stat de drept despre care, la care ne zuim cu toții, sau este o guvernare în care se încearcă controlul și influența politică a deciziilor. Ori, în momentul de față, ceea ce reprezintă Uniunea Europeană reprezintă exact garanția că statul poate să funcționeze, statele de fapt din Uniunea Europeană pot să funcționeze mult mai mult în zona rule of law, în zona statului de drept și a respectării normelor, decât în zona controlului politic al unui dictator sau altul. Adică, pentru că vreau ca oamenii să înțeleagă foarte clar, există alegeri și în Belarus, au existat alegeri și în Rusia. Crede cineva că a fost ceva liber acolo? Știți că erau oamenii, îndrăzneau să lase câte o floare și o tuleau repede, adică era singurul protest de neprotest. Despre asta e vorba, nu e vorba să ai instituții de formă. Poți să ai oricâte parchete, poți să ai orice pretenție de democrație. Dacă nu există o libertate reală, dacă oamenii au consecințe, suferă consecințe din mesajele și exprimările politice pe care le au, e o problemă majoră. În egală măsură, ca să nu fiu greșit înțeles, în momentul în care avem o agresiune dinspre Rusia la însăși modul de funcționare a statului moldovean, e firesc ca instituțiile să reacționeze. Adică eu nu spun în niciun fel că hai să lăsăm propaganda rusă și știrile false, minciunile, până la urmă să pătrundă peste tot în populație. Pentru că nu despre asta este vorba. Instituțiile trebuie să funcționeze pe adevăr și pe lege. Și pornind de aici și punând oameni care să-și asume această luptă, statul poate să se facă bine. Ori pentru Moldova, dată fiind influența aceasta a Rusiei și cercările repetate de a penetra funcționarea statului, miza este tocmai apropierea de Uniunea Europeană, care îți asigură, împreună cu partenerul transatlantic, cu Statele Unite, îți asigură o garanție de stabilitate și de funcționare corectă a instituțiilor. Trebuie să lupte politicul sau justiția? N-am înțeles prima parte a întrebării, că nu s-a auzit. Împotriva corupției, trebuie să lupte politicul sau justiția? Cine, de regulă? Împotriva corupției trebuie să lupte, în primul rând, justiția. În egală măsură, însă, clasa politică, și a existat-o pe USR, cumva a apărut ca partid în România, tocmai în contextul acesta în care politicul s-a dat bătut în fața corupției și, practic, în vechile partide nu mai găseai opțiuni decente decât foarte greu. Și atunci s-a creat, în 2016, noi am apărut ca partid la propriu, de la firul ierbii, oameni care n-au mai făcut politică în marea lor majoritate, oameni care au hotărât să nu mai stea deoparte. De aceea este necesar să ai o justiție funcțională ca să reacționeze atunci când suntem în situația corupției, în egală măsură fiind o provocare pentru clasa politică să nu mai promoveze oameni cu probleme de integritate. Că de fapt corupția despre asta, că să nu mai pui hoți candidați, să nu mai pui hoți miniștri sau funcționari sau în diverse instituții publice, persoane care nu vin să guverneze sau să ajute comunitatea, ci vin să încerce să captureze resursele statului. De fapt, corupția despre asta este, despre cum redirecționezi banii publici, nu în interesul comunității, ci în interese private sau personale ale unuia sau altuia. Vreau să vă întreb acum, pentru că ați zis despre faptul că la etapa actuală și în România nu există un consens politic atunci când vorbim despre războiul din Ucraina. Este o perioadă electorală în general pentru Uniunea Europeană și am văzut și în România mai multe partide sceptice față de Ucraina. Aceste partide capătă popularitate și vreau să vă întreb,
Cine critică Ucraina în Uniunea Europeană și în țările membre, mai ales în România? Bun, aici în România e destul de simplu. Aici e vorba de guvernele rușilor la București. Din fericire nu este un spectru politic larg, dar este într-adevăr, este și în România prezent acest curent extremist pro-rus. E reprezentat de un om pe care voi, moldovenii, Republica Moldova, l-a etichetat din prima ca fiind conserva rușilor, vorbesc de George Simion. Voi ați înțeles foarte clar, i-ați interzis să mai intre Republica Moldova știind că este un purtător de interese al zonei post-sovietice, putem spune direct, al putinismului. Din păcate, în România n-am fost la fel de vigilenți, ca să spun așa. Și este un partid care promovează această linie, această, vezi, Doamne, nu avem nicio legătură cu nimic, treaba lui Putin să facă ce vrea, nu ne interesează, genul ăsta de mesaj. Din fericire, deși a fost popular acum vreun an de zile, a început să scadă acum în apropierea alegerilor, pentru că oamenii înțeleg că, să zic așa, gălăgia și politica de galerie nu reprezintă și soluții de guvernare. Adică în momentul în care în momentul în care întrebăm pe oameni, că am făcut campanie în ultima lună și jumătate, am fost în aproape toată România cu caravane, autocare de campanie, am vorbit cu românii în stradă și foarte mulți care vorbeau de Simion sau Șoșoacă ca fiind soluții, îi întrebam, da, v-ați da școala copiilor să se ocupe Simion sau Șoșoacă de ea? V-ați da banii dumneavoastră, munciți, să vi administreze Șoșoacă sau Simion? Și întrebându-i așa oameni, ce au, păi nu, da, uite ce frumos înjură și ce tare le zice. Zic, da, numai că înjurăturile nu țin loc de guvernare. Și gălăgia pe TikTok și pe rețele de socializare nu țin loc de soluții pentru niște spitale mai curate, niște școli care să nu cadă peste copii, pentru că, din păcate, în această Românie a pesedismului, în ultimul an au fost 3 incidente cu școli care s-au prăbușit sau au căzut tavanul peste copii, rănind, a fost și un deces într-una dintre situații. Adică despre asta e vorba când vorbești de guvernare, despre cum ai școli sigure, spitale curate, în care nu te duci cu piciorul rupt și vii bolnav de plămâni. Și toate lucrurile acestea care sunt despre cine ți asfaltează drumul, ieșitul din casă și până la locul de muncă sau la școală sau la spital pentru vârstnici. Aia e politica, aia este realitatea. Da, deci există, cum vă spuneam, acest curent. Din fericire, îl vedem în sondaje în ultimele săptămâni, el este în scădere, da. Curentul acesta pro-rus, tocmai pentru că oamenii s-au prins că nu acolo poate să fie soluția sau viitorul. Dreapta Unită, Alianța Dreapta Unită, promovează o Românie modernă, ceea ce prezintă prorușii de la aur, nu are nimic modern. Adică și campania asta ridicolă cu voievozi din cartea de istorie nu are nicio legătură cu cum poate să fie viața mai bună pentru locuitorii noștri. Dar vreau să vă întreb acum, în procesul de integrare Republicii Moldova la UE, prelungirea războiului din Ucraina ar putea să prelungească acest proces? E complicat de răspuns la întrebarea aceasta, tocmai din faptul că, în primul rând, ceea ce trebuie să facă, și ați astăzi menționat corect, Republica Moldova, este să facă acele reforme, înceapă acest proces de aderare și de închidere de capitole de aderare, tocmai pentru a arăta că țara este pregătită funcțional pentru aderare. În momentul acela se poate discuta de care e cel mai bun moment, e condiționat sau nu e condiționat de situația frontului, de ce se întâmplă în Ucraina. Adică oportunitatea aceasta că s-au deschis ușile aderării pentru Republica Moldova trebuie fructificată și trebuie făcute aceste reforme. De asta e important ca oamenii să meargă să voteze și pe 9 iunie pentru alegerile din România și pentru Alianța Dreapta Unită, încurajez eu, tocmai pentru că e o chestiune de mesaj european pe care cetățenii Republicii Moldova pot și ar trebui să-l transmită spre Europa, dar în egală măsură să participe la alegeri și să susțină pe Maia Sandu în noiembrie. În noiembrie sunt alegerile, dacă mi-am duc bine aminte, nu? Da, adevărat. La voi. Tocmai pentru
pentru a arăta acest suport popular necesar. Miza în momentul de față este pentru Moldova este să arate că se pregătește și politic instituțional prin reforme, dar că există și acel suport popular care eu știu că e acolo pentru că venind des la Chișinău și vorbind cu oamenii, toți îmi spun că au așteptări și dorințe foarte mari ca viața, calitatea vieții să crească prin aderarea la Uniunea Europeană. În contextul călii de integrare a Republicii Moldova la UE, credeți că la un moment dat în procesul de integrare sau de negociere este o posibilă disociere de Ucraina? Și cum a fost cazul României în acest sens? Depinde destul de mult de cum va arăta soluția de finalizare a conflictului pe care Uniunea Europeană, Statele Unite alături de Ucraina vor găsi în relația cu Rusia. Pentru că dacă se ajunge la un mecanism de zonă, să zicem, tampon, de zonă neutră în poziția Ucrainei, atunci o astfel de decuplare ar veni ca un pas, ca o consecință firească a unei astfel de negocieri, dar nu suntem încă acolo pentru a putea da un răspuns ferm. Este unul dintre scenarii, fără îndoială, adică nu este una dintre variantele care s-ar putea materializa. Ați vorbit la începutul acestei emisiuni despre faptul că România acordă asistență continuă, dezinteresată Republicii Moldova în procesul de integrare și inclusiv va obține Republica Moldova suport de a evita greșelile pe care le-a făcut România. La ce tipuri de greșeli vă referiți atunci când vorbiți despre procesul de integrare a României la UE? Și cât de mult au prelungit procesul de integrare aceste greșeli? N-aș zice ca ajutor dezinteresat, ci interesat în sensul cel mai național, cel mai patriotic posibil. Eu, România, își dorește ca Moldova să vină în familia europeană, ca Moldova să se întoarcă în România și în Uniunea Europeană, acolo unde este locul. Este un interes asumat și explicit. Ne dorim lucrul acesta. Credem și cred foarte mult în această direcție pe care Moldova trebuie să o urmeze. Și în acest context, întrebați de greșeli și de eventuale întârzieri generate de această inabilitate, poate la momentul acela, foarte multe țin de modalitatea de odată ține de voința politică. Adică dacă te prefaci că faci reforme, dar de fapt nu vrei să le faci, cum am avut și în România dese situații, pentru că am avut o guvernare socialistă mult timp, care nu pentru reforme e celebră undeva în lume. Normal că asta se vede, adică nu poți să păcălești la nesfârșit. Poate îți mergi odată cu o caua mică, ca să vorbim ca în vremurile lui Cuza. Dar deja de la a doua, de la a treia oară se observă și asta îți aduce încetiniri. Știți că România a fost mult timp până de curând sub MCV, sub acea monitorizare specială pe justiție, tocmai pentru că reformele de fapt nu au fost făcute și nu au fost realizate. Ori realizarea de adevărat a reformelor necesare în roadmap, în planul de aderare, este un exemplu. Cu cât încerci să fentezi, cu atât s-ar putea să împingi de fapt de rezultatul mai încolo. Mai sunt elementele legate de folosirea resurselor disponibile, pentru că în momentul în care un stat, și asta a fost situația României, intră în procesul de aderare, erau acele programe FARE, la momentul acela ISPA, SAPARD, programele de preaderare de care România a beneficiat dinspre Uniunea Europeană, resurse de dezvoltare pentru infrastructură, dezvoltare, societate civilă, reformă administrativă, reformă de justiție. Ori o parte din acele finanțări au fost, să spun, pierdute sau n-au fost atrase tocmai dintr-o slabă capacitate, din inabilitatea de a atrage profesioniști care să facă proiecte pe bune sau, în unele cazuri, că vorbeam și de corupție mai înainte, situații de fraudare care, bineînțeles, au generat blocarea respectivelor bucăți de program. Ori, având această experiență din România, tocmai lucrul ăsta trebuie făcut să existe un mecanism de reacție intern ca în momentul în care identifică derapaje, că acestea sunt inerente. Sunt oameni buni, sunt și oameni cu să spunem, din zona aceasta de lipsă de integritate, să se reacționeze intern foarte repede, astfel încât să fie clar mesajul că există o asumare pentru ceea ce înseamnă procesul de integrare și acolo unde sunt probleme se reacționează ca stat,
vorbesc de Republica Moldova, acum se reacționează prompt. Ați vorbit inclusiv despre capacitatea de absorpție a fondurilor europene. Spuneți-ne, știu că la un moment dat România a fost adusă drept un exemplu nu prea bun în acest sens, în procesul de integrare. Experții vorbeau despre faptul că nu exista capacitatea de absorpție în România acestor fonduri. Spuneți-ne ce am putea face noi ca țară în acest sens și dacă există riscul, într-adevăr, în perioada imediat următoare să vină fonduri din partea UE pe care țara noastră să nu aibă capacitate de absorpție? Capacitatea aceasta de absorpție se construiește cu profesioniști. Deci îți trebuie câțiva experți care să înțeleagă foarte clar mecanismul și să aibă experiența. Și în România sunt numeroși colegi. Vă spun asta pentru că până în 2016, când am intrat în politică, sunt un politician relativ tânăr ca pe spectrul politic. În 2016, acum 8 ani, aproape 8 ani, n-aveam niciun fel de legătură cu clasa politică. Nu cunoșteam la propriu pe nimeni. Eram un antreprenor în zona de proiecte europene. Susțineam companii, primării, instituții să facă aceste proiecte tocmai pentru a putea absorbi fondurile europene. Și de asta cunosc destul de bine această piață și acest microclimat, să zic așa. Deci e nevoie de câteva persoane, inclusiv în instituțiile publice, vorbesc de piața privată, care să înțeleagă bine mecanismul acesta de funcționare a fondurilor europene. Și în egală măsură nevoie de tineri cu dorință de muncă. Adică sunt acele echipe în care ai resursa umană și resursa de competență care să funcționeze. Nu e ușor, într-adevăr, e o chestiune legată și de motivarea financiară. Am discutat deseori cu președinta Maia Sandu despre această problemă. Există, asta e o veste bună, cumva diferită față de anii de început ai României. Acum există finanțări exact pentru asta, pentru a avea bani de salarii, deci resursă financiară, pentru a atrage profesioniști care să-ți ducă programul. De asta spun, riscul de care vorbiți n-ar fi unul foarte mare, în măsura în care o structură din structura statului, din guvernarea Republicii, e dedicată exact pe acest palier de a supraveghea funcționarea programelor și a interveni acolo unde apar blocaje. Republica Moldova mizează foarte mult pe piața de desfacere din Uniunea Europeană, inclusiv pe exporturile în România. Vreau să ne spuneți acum care a fost practica și experiența României în acest sens capacitatea astăzi, sunt competitive astăzi agenții economici din Republica Moldova să ajungă mai mulți, pentru că, bine, o parte din ei deja exportă acolo, pe piața din UE. Și care sunt acele sectoare pe care le vedeți dumneavoastră care ar putea să rupă gheața, să zic așa, și să acceadă pe cea mai mare piață din lume? Unii da, unii nu. Deci unii sunt competitivi, alții sunt în căutarea competitivității și asta e valabil peste tot în economie, inclusiv în România a fost și este această situație. Sunt câteva zone unde Moldova are o tradiție pe zona aceasta de produse agricole, alimentare, unde aveți încă acea savoare, să spun așa, produselor curate și mai puțin chimicale în sensul de aditive alimentari. Piața vinului, de asemenea, unde știu că și știm de fapt cu toții că Moldova este un furnizor recunoscut deja internațional. Și atunci direcția ar fi tocmai de a susține exact aceste industrie unde Republica Moldova are deja un brand și o notorietate. Pentru că eu sunt un liberal, eu cred în valorile acestea liberale, în susținerea antreprenoriatului, în libertatea omului de a-și atinge maximul de potențial prin munca lui. Și din această perspectivă, viața m-a învățat că dacă muncești și îți aloci energie și resurse și ești cinstit, rezultatele încep să vin. E mai greu, mai ușor, asta depinde de ce domeniu ești, de cât de dure e concurența pe piața respectivă, dar ceea ce încurajez eu pe antreprenorii moldoveni este să îndrăznească,
să îndrăznească să vină pe piețele din România, din Europa, din America cu produsele lor, să se uite cu ce produse sunt în competiție și să le facă pur și simplu un pic mai bune sau un pic mai deosebite și e suficient. Adică nu trebuie inventat satelitul. Trebuie să fim, să ne uităm ce resurse avem, la ce suntem buni și pe acea resursă să alocăm energie și muncă pentru că rezultatele vin. Și această experiență a fost pentru România una dură? Greu s-au adaptat agenții economici români pentru a accede pe piețele din UE? Sau deja erau pregătiți, nu știu, atunci când a avut loc integrare? Nu, știți cum e, când te arunci în apă, ești pregătit sau nu să înnoți, dacă nu ești pregătit, te neci. Pentru că unii au ratat adaptarea. A fost în România, din păcate, cred că mai mult decât în Republica Moldova și nostalgia aceasta, domne, firme de stat, nostalgia comunistă, care a existat în anii, în primii ani după Revoluție și până la aderare, o perioadă mai există și acum această nostalgie, companiile de stat, unde de fapt nu e niciun fel de competitivitate, pentru că, știți cum, cred că e și în Moldova vorba asta, că ochiul stăpânului îngrașă vita. În momentul în care ai un antreprenor pentru care compania aceea e viața lui, îi pasă, își bate capul, se gândește cum să optimizeze costurile, cum să angajeze un profesionist ca să aibă un produs mai bun, să aibă un om pe vânzări mai bun, care să meargă, să călătorească, să găsească clienți, dacă trăiești compania, atunci firmele respective supraviețuiesc, se adaptează. Dacă însă compania, ideea aceasta că la stat e bine, e bine că de fapt nu e nimeni responsabil. Și dacă nu-i nimeni responsabil, de fapt nu-i nimeni de vină. Dacă nu-i nimeni de vină, murim cu zâmbetul pe buze. Deci foarte multe companii s-au adaptat exact prin privatizare, exact prin înțelegerea faptului că performanța în economie ține de antreprenor, ține de libera inițiativă și de omul care sfințește locul, care își asumă direcția unei companii și o duce în direcția și trage echipa după el. Acolo unde există lideri, unde există proprietate și asumare, adaptarea funcționează. Asta a fost experiența în România. Adică sunt foarte puține și exemplele sunt evidente. Uite, Aro și Dacia erau două companii comparabile în perioada comunistă. Produceau produse care aveau piață fiecare dintre ele. Dacia a fost privatizată cu investitor, cu Renault și cu investitor specializat pe producția de mașini și produce astăzi Dacia, Duster și toate mașinile produse acolo, care o face un competitor de top pe plan mondial. Aro a fost privatizat pe metoda socialistă, împărțim între muncitori proprietatea și ne-am descurcat cum am putea. Compania nu mai există. Adică exemplul e foarte clar că de fapt soluția este privatizarea și economia aceasta privată, pentru că, repet, antreprenorul, omul care e pasă de afacere, e cel mai bun pasnic al unui business. Ideea că statul, că Ministerul Economiei se ocupă cineva, e o naivitate. Nicăieri în lume comunismul și în variantele lui socialiste mai cu față umane, să spun așa, n-au generat rezultate tocmai din acest motiv. Domnule Barna, vreau să vă întreb acum despre bunăstarea cetățeanului. Când a început să crească această bunăstare, revenind și la modul practic pentru cetățenii Republicii Moldova, ce ar însemna această bunăstare a lor în momentul sau în perioada de preintegrare sau integrare europeană? Mai simplu spus, în România, când au început să apară drumuri noi, salarii mari și când ar trebui sau cum ar trebui să perceapă acest lucru cetățeanul Republicii Moldova, care la etapa asta încă este la nivelul în care este? Da, e o întrebare foarte bună. Efectul, lucrurile au început să se îmbunătățească în momentul în care s-a semnat acordul de asociere, exact lucru pe care Moldova l-a făcut deja. Ușor, ușor și-au început să vină acele fonduri de preaderare, de pregătire. Iar situația s-a îmbunătățit semnificativ după 2007, după aderare, când practic România acum se spune de 10 ori mai la nivel de salarii sau de venituri, de 10 ori mai sus decât era în anii 90. Ori lucrul ăsta, pentru că în continuare mai auzim de la părinți sau de la rudele foarte în vârstă, mi era mai bine înainte, pe vremea acum. Nu e adevărat.
cifrele arată pe toți indicatorii economici că România este de 10, de 15 ori în ale domenii mai bine și ca venituri și ca producție economică. Astăzi economia României produce cu, mi se pare, 12,7% mai mult decât în vârful perioadei comuniste a lui Ceaușescu. Adică ideea că acei mamuți industriali ce bunăstare produceau e falsă. Nu există, este o carte și o recomand celor care le place să citească. E o carte scoasă nu de mult de colegul meu Cristian Ghinea, Cine a făcut România? E o carte scoasă la editura Humanitas, unde povestește exact această istorie comună a României și Moldovei, că e vorba despre întreaga zonă într-un fel, în care de la 1848, cum ar veni, de la perioada modernă, să spunem, a istoriei, când se iese bine din feudalism și se intră în zona aceasta de modernizare, într-un fel, evoluția țării noastre, cu toate urcările și coborâșurile, și arată foarte clar cum aderarea la Uniunea Europeană a produs un salt de calitate a vieții cetățeni, a bunăstării, cum foarte bine ați întrebat dumneavoastră, prin faptul acesta că s-a generat o direcție și un mod de funcționare legal și pe mecanismele de stat de drept, prin care munca și energia și-au găsit rezultate, și-au găsit bunăstare. Și de asta vă spun, pentru România lucrurile s-au schimbat dramatic, pentru cetățeanul român calitatea vieții s-a schimbat dramatic din 2007 încoace. Nu spun că e raiul pe pământ, că nu e, adică și în România și noi visăm la Elveția sau la societăți mai evoluate care n-au avut drama comunismului, cum din păcate am avut-o și noi și Republica Moldova. Această bunăstare a cetățeanului poate crește, revenind iarăși la reforma justiției, poate crește fără o schimbare radicală a justiției? Nu. Evident că nu. Adică în momentul în care resursele publice, pentru că bună aia antreprenoria e zona economică care produce bunăstare, sunt plătite taxe la stat, iar statul are rolul acela să dezvolte comunitatea. Infrastructură, drumuri, apă, canal, comunele, orașele, asfalt nou, canalizare, adică toate lucrurile acestea prin care poți să devii mai competitiv, să faci produse de mai bună calitate, rețelele electrice, să acopere toată zona. Adică toate lucrurile acestea necesare unei competitivități care să-ți atragă resursa, deci bunăstarea, deci bani în buzunarul fiecărui om. Până la urmă asta e construcția. Ori un stat care este erodat, corodat, ca și rugina de corupție, în care banii publici sunt furați sau direcționați către un oligarh sau altul, evident că nu își îndeplinește acest rol. Și atunci au șansa de dezvoltare, chiar dacă ea apare, e mult mai mică. Exact asta este și problema de care s-a lovit România și pe care încă o avem în prezent, în care guvernarea socialistă a văzut președinți de Consiliu Județeni prinși cu porbagajul de bani, adică ce să vezi, cel mai sărac județ din România. Vezi că lucrurile astea se leagă. Când banii publici sunt furați, comunitatea e sărăcită, e săracă și rămâne săracă. În zonele unde e administrație mai bună, în zonele unde e administrație mai de calitate, primarii USR din Timișoara, din Brașov sau din Bacău au arătat cum orașele pot să înflorească într-un singur mandat când încep să lucreze pentru cetățeni. Știți? Și de asta propunerea aceasta pe care noi o avem pentru 9 iunie cu Alianța Dreapta Unită, pentru europarlamentare pe 9 iunie, dar sunt și alegeri locale, este exact în ideea de a aduce mai mulți oameni competenți în administrație, în guvernare. E o diferență foarte mare, pentru că, repet, omul sfințește locul. E o vorbă foarte profundă de la bunii și străbunii noștri, care exact asta spune. Dacă pui un gospodar, ai o comunitate bine gospodărită. Dacă pui un hoț, ai o comunitate săracă. Vreau să vă întreb acum despre schimbarea doctrinei de securitate din România. Bine, e vorba și de contextul războiului din Ucraina, despre care am discutat anterior. Ministerul Apărării Naționale Române a propus două legi și vreau să ne spuneți mai multe, pentru că s-au dus discuții în jurul acestor legi și președintele României va putea decide protejarea cetățenilor români din afara hotarelor și vreau să vă întreb cum se încadrează aceste legi în procesul de
de securitate și apărare a Republicii Moldova, dacă în cazul, Doamne ferește, unor escaladări a situației din Ucraina, va putea interveni armata română pe teritoriul Republicii Moldova pentru a-și apăra cei peste 1 milion de cetățeni români de aici? În primul rând, toată această strategie de securitate pe care România o susține și a dezvoltat-o este în cadrul acestui parteneriat NATO, în cadrul structurii NATO, care într-adevăr ne asigură și asigură întregului front o garanție de siguranță și securitate care e foarte importantă. Această legislație la care faceți referire vine tocmai în spiritul de a crea cadrul legal necesar în situația în care va fi necesară o intervenție NATO în această zonă foarte sensibilă, în această zonă fierbinte a Europei în momentul de față. Pentru că noi credeam, ne uitam la televizor și credeam că războaiele sunt undeva în mijlocul Asiei profunde sau prin Africa Centrală, prin Mali, prin zone despre care în Siria, despre care știam că sunt undeva departe și sunt cu probleme. În momentul în care am văzut că războiul poate să fie la noi la ușă, la noi acasă, cu frații, cu vecinii, cu prietenii noștri implicați, evident că e necesară modificarea și a cadrului normativ care să-ți permită, dacă va fi nevoie, să poți să intervii, să poți să ai o reacție. Repet, în cadrul acestei structuri transatlantice, Europa, Statele Unite, aceste structuri NATO, care este un scut de garanție major pentru întreaga regiune. Și înțeleg că, iată, această strategie de securitate a României va permite, în cazul unor escaladări a situației, ca armata română să intervină militar pe teritoriul Republicii Moldova. Asta ar trebui să înțelegem. Prioritatea pentru România în acest conflict de pe granița est a NATO, evident că știți foarte bine, susținerea și prioritatea este Republica Moldova și asigurarea securității și garanției cetățenilor români din Republica Moldova. Astea sunt obiectivele și de asta cadrul normativ a creat practic spațiu legal, vorbesc, spațiu de reglementare legală pentru protejarea și susținerea acestora. Le Barna, suntem la final de emisiune, dar nu pot să nu vă întreb ce semnale ați primit de la UE și în cazul în care cunoașteți, de fapt, legat de statutul regiunii transnistrene. Cu siguranță cunoașteți acest conflict înghețat din Republica Moldova. Cum ar putea acest conflict înghețat influența procesul de negociere a Republicii Moldova la UE? Este un subiect care e în continuare deschis pe agenda europeană. Se caută, să spun, variante echilibrate care nu presupună nicio secvență, să spun, forța sau. Practic, trebuie găsită o soluție diplomatică, știm foarte bine, sunt mai mulți parteneri europeni în aceste negocieri. Eu am încredere că se va găsi cel din urmă o variantă care de fapt să nu blocheze aderarea Moldovei la Uniunea Europeană, pentru că acela e obiectivul primordial în contextul actual. Și o ultimă întrebare. Înțelegem că politicienii români mizează astăzi pe alegătorii din Republica Moldova. Da, categoric. Și aici vreau să le transmit alegătorilor din Republica Moldova, românilor din Republica Moldova, care au și carte de identitate românească, votul vostru contează foarte mult, pentru că 9 iunie este o dată în care se decide ce fel de voci va avea Moldova ca sprijin în Parlamentul European. Și de asta e important și vă încurajez să votați cu Alianța Dreapta Unită, pentru că suntem vocile cele mai hotărâte și mai puternice în sprijinul unei Moldove în Uniunea Europeană. Pentru că alternativa aceasta gălăgioasă, pro-rusă, reprezentată de extremă sau de vechile partide, nu se vor ridica în Parlamentul European să susțină Moldova. Nu vă imaginați că Simion, deși el defilează cu 7 steaguri pe piept, va ieși din cuvântul lui Putin, ale cărei mesaje le transmite la București. De asta e important ca în Parlamentul European să fie oameni care au dovedit, cum a făcut Eugen Toma, cum a făcut-o Vlad Botoș,
cum v-am dovedit-o și eu, susținând la OSCE constant, sunt deja două rezoluții despre susținerea Moldovei pe plan internațional de către marile forțe politice, astfel de oameni prezenți în Parlamentul European vom duce această luptă, pentru că Moldova va avea nevoie de aliați și prieteni în următorii ani în procesul acesta de aderare. Or, Alianța Dreapta Unită, așa este pe buletinul de vot pe europarlamentare pe 9 iunie, este în momentul de față cel mai puternic susținător al Republicii Moldova și vor fi și Parlamentul European. Domnule Barna, eu vă mulțumesc foarte mult, o dată în plus, de prezență în cadrul acestei emisiuni. Iată că la Căușeni, zona din care transmitem această emisiune, va fi deschisă o secție de votare. A zis că în zilele următoare urmează să veniți în Republica Moldova și să discutați cu cetățenii, inclusiv privind procesul de integrare a Republicii Moldova la UE și experiența pe care a avut-o România. În cazul în care cu domnul Tomac veniți la Căușeni, vă așteptăm cu mare drag în studioul nostru, pentru că cetățenii Republicii Moldova apreciază foarte mult această deschidere pe care o are România față de țara noastră și au nevoie să înțeleagă care a fost acea experiență a României, care au fost greșelile și lecțiile învățate și care este efortul depus de politicienii români în vederea integrării Republicii Moldova la UE. Mulțumesc foarte mult, mă bucur, voi fi duminica următoare în Chișinău, va mai veni și președintele Tomac, am înțeles că vine și președintele Băsescu. E un mesaj foarte, foarte asumat, Dreapta Unită e în aceste alegeri opțiunea europeană a Moldovei. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că am discutat astăzi cu vicepreședintele Camerei Deputaților din Parlamentul Român, Dan Barna, vicepreședintele USR și cap de listă al Alianței Dreapta Unită pentru alegerile europarlamentare. Eu, Renata Lupăcescu, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!